Ne-am întors la știu. Cu asemenea vecini nu mai e nevoie de dușmani. Asta crede ministrul slovac de externe despre maghiari. Șeful diplomației de la Bratislava e deranjat de însemnele cu Ungaria Mare, promovate tot mai des de Victor Orban și de guvernul lui. Dacă Vladimir Putin ar fi avut succes în Ucraina, Ungaria ar fi ridicat deja pretenții teritoriale asupra Slovaciei, avertizează el la un post de televiziune. Premierul slovac l-a certat și i-a cerut să prezinte dovezi sau să prezinte scuze maghiarilor, iar ministerul de externe de la Budapesta l-a convocat de urgență pe ambasadorul slovac să dea niște explicații. În urma tratatului de la Trianon, de după primul război mondial, Ungaria a pierdut 2/3 din teritoriul pe care îl ocupa la acea vreme în favoarea României, Iugoslaviei și Cehoslovaciei. Între timp, Rusia merge și ea pe propagandă. Ambasadorul Cuzmin a declarat senin că țara lui vrea pace și că românii nu au nicio adversitate față de Rusia. Iar la ONU, Roger Waters s-a pledat și el cauza lui Putin. Of Ukraine by the Russian Federation was illegal. The Russian invasion of Ukraine was not unprovoked. So I also condemn the provocateurs in the strongest possible terms. Rogers, da? Roger, am înțeles. Over. Nu mă surprinde foarte tare faptul că ajungem în această situație, pentru că este inevitabil. Mă și gândeam, sigur că dreptul internațional are anumite reguli, da, pe care trebuie să le urmăm, însă nu poți neglija dreptul istoric. Și în Europa după se va întâmpla și asta. Ceva de ani te trezești cu dreptul istoric. În Europa și în Asia vor fi astfel de probleme cât va ține lumea asta, pentru că atât de mult s-au împărțit teritoriile și sunt teritorii care au fost sub mai multe țări de-a lungul istoriei, încât tot timpul vor fi nemulțumiri și când o țară este un pic slăbită, o alta mai puternică decât ea sau mai pretențioasă decât ea în momentul ăla, o să pretindă acea chestie. Nu mă surprinde, dar Transilvania a fost și la România, a fost și la Ungaria. Uite că îl vedem pe Victor Orban. Dar nu pot să compar, da, situația din Ucraina cu ce se întâmplă aici. Totuși vorbim aici, în cazul ăsta, de niște țări care fac parte din instituții internaționale importante, UE, NATO, da? Nu se trezește nimeni acum. Dar nu spun de Ucraina, am zis de Transilvania. Păi nu, că ei asta spun, că dacă rușii ar avea sau ar fi avut câștig de cauză în Ucraina, imediat venea Orban și ridica și el pretenții teritoriale. Nu se ajunge la așa ceva, dar astea sunt povești. Fac parte deocamdată și maghiarii și depind de UE, de NATO, dar nu se trezește, indiferent de cine va fi de la conducere, să emită astfel de pretenții. Dau exemple, două țări NATO, Turcia și Grecia, și după cum știi, în ultimii ani Turcia nu se deranjează și își permite din când în când să mai trimite nave pe acolo. Dar nu te supăra, s-au atacat, au făcut ceva sau doar au flexat mușchii? Așa a început și între Rusia și Ucraina, dar n-au atacat din prima. Mai întâi și-au flexat mușchii, au mai luat un pic, așa a început. Flexat mușchii prin Crimea, da. Dar ce e cumva interesant este că ministrul de externe al Slovaciei nu a fost pus să-și prezinte scuze, nu și-a prezentat scuze. A fost pus, nu și-a prezentat. Da, asta da, a fost pe tupeu acolo. Și hai pe tupeu să mergem și la Budapesta, că dacă nici la subiectul ăsta nu mergem la Bala și nu mai mergem niciodată în viața noastră sau a lui. Cât de complicată poate fi situația între Ungaria și Slovacia după această discuție și, în general, pe tema asta, tot mai adusă în discuție în ultimul timp cu Ungaria Mare, timp și acea eșarfă a lui Victor Orban care conține Ungaria Mare, cu Transilvania pe ea. Trebuie să precizăm că se uită românii la noi. Povestea e un pic mai complicată, pentru că la începutul, nu la începutul, pe la mijlocul anilor 90, la inițiativa Ungariei, s-a creat grupul de la Visegrad, cei patru, deci Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria. O cooperare care s-a dorit regională într-o cooperare regională, da? Deci în regiunea est-europeană sau central și est-europeană, dacă vrei, să fie o cooperare și mai regională a celor patru state.
care a funcționat destul de bine, adică existau întâlniri regulate, practic în fiecare capitală a celor patru țări, declarații, ba chiar și proiecte transfrontaliere. Totul a mers bine până la invazia Ucrainei. Când prima dată Ungaria s-a certat, invers, Polonia s-a certat cu Ungaria, nu-i așa, Polonia are sensibilități destul de adânci și datând de multă vreme vis-a-vis de Rusia. Ungaria, nu-i așa, este destul de apropiată de Rusia, nu știm de ce, dar așa s-a întâmplat. Și din cauza asta Polonia s-a supărat pe Ungaria. Nici Slovacia nu este foarte bună cu prietenă cu Ungaria din mai multe puncte de vedere și din perspectiva aceasta relației cu Rusia. Deci da, cam scârție destul de tare dacă nu e chiar înghețată această cooperare de la Visegrad. Asta cu eșarfa și cu Ungaria Mare, cum să zic, e doar colacul peste pupăză sau cireașa de pe tort, dacă vrei. Da, sunt niște sensibilități. A existat și o declarație a președintelui Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Ungar, Zsolt Németh, care a spus că pe clădirile publice din Ungaria vor fi arborate drapelele secuiești atâta timp cât în Ungaria în România acestea sunt interzise. Și de aici a pornit din nou o politică foarte aprinsă, o polemică foarte aprinsă. Ambasadorul Ungariei la București a fost convocat la Mai Român, li s-a pus în vedere de către ministrul de externe Bogdan Aurescu că aceste declarații sunt inacceptabile. Zsolt Németh a răspuns că aceste drepturi sunt cuprinse în tratatul din 1919 cu privire la drepturile minorităților și uite așa tot avansăm în povestea asta, ba dăm voie simbolurilor naționale, ba nu le dăm voie. S-a afirmat la un moment dat că da, atunci nici în Moldova, Republica Moldova nu ar trebui arborat drapelul românesc pentru că este drapelul unei alte țări. Deci, uite așa, jucăm ping-pong cu aceste simboluri naționale și cu declarațiile și nu ajungem nicăieri. Da, îmi amintesc legat de asta că, sigur că în Slovacia este o minoritate maghiară foarte importantă, când a jucat acum, sezonul ăsta, nu? În Europa, FCSB cu Dunaj Castreda, echipă din Slovacia, însă o echipă cu suporterii aproape în majoritate maghiar, pentru că ei sunt din acea zonă. Este greu de rezolvat această situație, de aceea este nevoie de tot timpul de calm, de diplomație, îl de convocăm negociat. Pe Balaș în România, da? La un meci? Facem o întâlnire să arătăm că putem fi prieteni maghiari cu români. Jucăm ping-pong în studio acolo, de ce nu? Jucăm, avem mese.